Procurarea gazelor naturale din surse alternative va provoca probleme grave în sectorul energetic și va duce țara la sărăcie profundă. În această opinie sunt unii experți potrivit cărora guvernul a adus țara în pragul unui colaps social-economic după ce a înrăutățit relațiile cu Gazprom. Analiștii mai spun că actualii guvernanți au ales calea geopolitică și procură gaz din surse alternative la preț de piață, irosind astfel banii din bugetul de stat. Există și voci care spun că sub paravanul situației de urgență ar fi pusă la cale o schemă similară cu furtul miliardului. Expertul economic Veaceslav Ioniță consideră că gazul procurat de Energocom de la compania poloneză PGNG va crea mari impedimente în negocierile cu Gazprom, deoarece pașii întreprinși de către guvernare sunt lipsiți de logică. Această achiziție ne va crea doar probleme. Cum să negociezi cu rușii un preț mai mic dacă achiziți mai mult la polonezi? Stranie strategie, a scris Ioniță într-un comentariu pe Facebook. Politologul Dionis Cenușa acuză guvernarea de lipsă de transparență în procesul de achiziționare a gazelor și menționează că ar exista mai multe întrebări la acest subiect. De ce s-a achiziționat doar un milion de metri cubi? Adică nu sunt bani pentru un volum mai mare sau nu există volume disponibile? Răspunsul este că se va proba cum ajunge gazul până în Moldova. La ce preț a fost cumpărat gazul? Guvernul a omis acest detaliu foarte important. Indiferent de faptul că guvernul vrea să compenseze costurile pentru populație, autoritățile sunt obligate să comunice care este prețul pentru gazul cumpărat din bani publici, a scris Cenușă. Și jurnalistul Oleg Kosâh critică lipsa de transparență și secretomania care învăluie întreaga afacere de procurare a gazului din surse alternative. Нынешняя правящая партия шла на выборы с главным слоганом – транспарентность, открытость, общение с народом, никаких секретов. А теперь можно долго перечислять все то, что мы не знаем. Мы не знаем, по какой цене Молдова за счет, я подчеркну, не денег Молдова газ, а денег налогоплательщиков, потому что 1 миллиард 700 миллионов были взяты из бюджета, это ваши, мои и людей деньги. Все ссылаются на какую-то коммерческую тайну. Но есть основополагающий принцип. Если речь идет об общественных финансах, то есть налогоплательщики, те, кто, условно говоря, сбрасывается в бюджет, должны знать, по какой цене, что они покупают. Expertul economic Gheorghe Constandache este ferm convins că actuala guvernare a provocat intenționat criza în sectorul gazelor naturale și a instituit starea de urgență pentru a sustrage din bugetul de stat miliarde de lei. Această stare de urgență de fapt nu are ca rol rezolvarea crizei energetice, ci ca de obicei, cum se face în Republica Moldova, îmbogățirea cuiva exact după formula cum s-a procedat cu miliardul furat din bănci, cu cele 780 de milioane de dolari scoși din Banca Națională, punerea pe umerii oamenilor a datoriei miliardului furat, preluarea aeroportului și multe alte măgării realizate în ultimii 11 ani, a precizat expertul. Experții au mai remarcat că nu este pentru prima dată când guvernul PAS ascunde informațiile despre achizițiile care se fac din banii cetățenilor. Recent, ministrul sănătății Alan Emerencu a declarat în plenul Parlamentului că prețul la care a fost procurat vaccinul Pfizer este un secret și că producătorul nu-i permite să divulge astfel de informații.